Mă numesc Petre Ciuotaru. Am participat la un cerc de sculptură de la clasa din clasa 6-a, 5-a, 6-a, până într-a 8-a. După care am urmat un liceu de prelucrare lemnului, făcând parte la o clasă de sculptură. Iar următorul, după ce am terminat liceu, am lucrat la secție de sculptură de mobilarte. Am lucrat de mic, de mic, de mic, de mic, la... a fost cercul de la școala generală de sculptură. Și am participat la cercul de sculptură și am mers în continuare. Am făcut la Chișinău cu adaptează. Am făcut la Italia, am făcut în Italia mai multe, la un, chiar acum în Zervători, pentru cutia aia sunt moaște. Ceva de asta, rustici, foișoare, beagăni, draperii. Deci pentru ca ajunge la final, la structură, plecăm în felul următor. Plecăm de la apă. Primul, la croit, croitul e afară, urmează abricul, urmează cel la un produs finit. Ca să ajungă la un produs finit, vin strunjurii la un strung. Deci asta e strungul care vine ca să ajungă la produsul finit. Iar lucrările de structură, cum ar fi astea, așa, astea se fac numai manual. Deci aici, ce vedeți aici, e numai manual. Deci asta e manual. Deci apare din poziția, adică, uite, să vezi o leacă. Din, cam așa apare. Deci, el ia formă din 5. Acum e la faza C, la faza asta. Deci asta e faza de început, care e o ciuată, care nu se vede nimic ce e cu el. Pe urmă începe să iei formă, începe să iei formă așa, și pe urmă ajunge la poziția finală. Thank you.